Marți 27 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț au depistat un tânăr de 17 ani care ar fi desfășurat activități de aprovizionare, consum propriu, dar și de comercializare de droguri de risc. Tânărul din Piatra Neamț a fost condus la sediul DIICOT, biroul teritorial Neamț, pentru a fi audiat. În urma audierii, procurorul DIICOT a luat măsura reținerii acestuia pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. În cauză, cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activități infracționale și tragerii la răspunderea penală a celor implicați. Tânărul va fi prezentat Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă. Acțiunea a fost desfășurată cu ajutorul polițiștilor din IPJ Neamț și a luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Neamț.